Hello, hello! Bine ai venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. În acest video ți-am pregătit etalarea de tarot zilnică pentru sâmbătă 29 mai. Și acum să vedem pentru ziua de sâmbătă 29 mai, zi în care planeta Mercur se întâlnește cu planeta Venus în semnul gemenilor, ce mesaje putem să scoatem de la cărțile de tarot pe partea de dragoste, sănătate, bani, carieră, situație financiară. Wow, foarte interesant! În primul rând aici pe partea de dragoste avem Nouăle de Săbi, o carte care oarecum dublează semnificația aspectului astrologic al zilei, a conjuncției dintre Mercur și Venus și care îi dă o tentă negativă, în sensul că aici Nouăle de Săbi ne spune că lucrurile pe care le spuneți, le vorbiți, le rostiți sunt ca niște premoniții, ca niște preziceri pentru ceea ce o să se întâmple în viitor pentru voi pe starea de sănătate. Prin urmare, astăzi, mai mult decât în alte zile, fiți foarte atenți la lucrurile pe care le spuneți, pe care le vorbiți, pe care le rostiți, pentru că acestea o să se îndeplinească. Și mai ales aici, pe partea de dragoste, e foarte important astăzi să folosiți doar cuvinte pozitive, de laudă, de armonie, de echilibru, ca să invitați în viața voastră aceste energii. Feriți-vă de certuri, feriți-vă de gânduri și vorbe negative, pentru că prin faptul că voi le rostiți, practic invitați această energie în viața voastră, mai ales astăzi, mai ales sub conjuncția dintre Mercur, planeta comunicării, și Venus, planeta iubirii, în semnul gemenilor, care este el prin excelență un semn al comunicării și al manifestării în realitatea vorbelor și a gândurilor noastre. Aici fiți foarte atenți. Hai să clarificăm puțin acest 9 de săbi. Cum puteți să vă asigurați că o să beneficiați doar de aspectele pozitive ale conjuncției dintre Venus și Mercur? Pajul de Băte, Spânzuratul, Cavalerul de Băte. Cum puteți să contracarați Nouăle de Săbi și să beneficiați de aspectele pozitive ale conjuncției dintre Venus și Mercur? Foarte simplu, trebuie să îmbrățișați această energie de Băte, a Pajului și a Cavalerului de Băte, care este o energie foarte pozitivă, optimistă, chiar dacă realitatea nu vă dă niciun motiv să fiți optimiști, aici voi trebuie să faceți efortul concentrat, dedicat, să stați și în cap dacă asta trebuie, ca să vedeți părțile pozitive, părțile optimiste din orice situație cu care vă confruntați. E foarte simplu. Astăzi trebuie să vă impuneți să fiți pozitivi, optimiști, să vedeți partea plină a paharului, nu partea goală a acestuia. Chiar dacă pentru a face acest lucru trebuie să stați și în cap, trebuie să vă spânzurați aici cu capul în jos, nu contează. Oricât de neagră pare să fie situația, încercați să vedeți lucrurile din acea perspectivă din care puteți să scoateți o trăsătură pozitivă, benefică. Doar în acest fel veți putea evita Nouăle de Săbi, doar în acest fel veți evita ca gândurile voastre negative să se transforme în realitate. Pe partea de sănătate avem aici Zecele de Băte. Mesajul cărții este că sunteți foarte aproape de final. Vedeți aici din acest craniu a crescut acest copac care are fructele încă verzi. Sunteți foarte aproape să se coacă fructele, să puteți să culegeți roadele muncii voastre și a efortului depus în trecut, dar pentru asta trebuie să mai munciți încă puțin, să duceți lucrurile la bun sfârșit. Aici sunteți pe ultima sută de metri, și în curând o să primiți acel diagnostic pe care îl așteptați, acel rezultat medical pe care îl așteptați, rezultatul unor analize sau a unei terapii, a unui tratament, a unei diete. Important este să nu renunțați.
hai să clarificăm puțin acest 10 de bâte pe partea de sănătate. 3-ul de bâte, 3-ul de monede, ok, și 10-le de monede. Exact ce vă spuneam. Aici, această persoană din cartea de 3 de bâte, vedeți, stă și așteaptă. Așteaptă să îi se întoarcă în port corăbile. Aici, această persoană a depus un efort considerabil în trecut, un efort material, dar și intelectual și emoțional, de a avea încredere că aceste corăbii vor merge să exploreze țărmuri necunoscute și se vor întoarce înapoi în port cu toate bunătățile, cadourile și averile pe care le dorește. Și aici e momentul să așteptați, să aveți răbdare, să se întoarcă în port aceste corăbii ca să primiți mesajul pe care îl doriți. Dar în timp ce așteptați, nu e suficient să stați și să nu faceți nimic. Trebuie ca acest 3 de monede, ca acest învățăcel, să depuneți efortul necesar. Da? Aici e vorba și de răbdare, și de muncă, de efort depus constant. Pentru că aici e o lecție pe care trebuie să o învățați. Și la finalul acestui drum, pe lângă 10-le de bâte, da, finalul drumului este aproape, adică o să aibă un final, un punct terminus, vine și 10-le de monede, care ce ne arată? Longevitate, viață lungă și îmbelșugată. Deci aici lucrurile o să se finalizeze fericit, pozitiv pentru voi. Acest tratament, această terapie, această dietă are un punct de final, nu o să dureze la nesfârșit, dar mai e puțin. Aici vedem cu acest 3 de bâte și 3 de monede că mai sunt câțiva pași care trebuie făcuți, 3 zile, 3 săptămâni sau 3 luni. Depinde de situația particulară a fiecăruia, până când o să ajungeți la finalul drumului și la momentul de sărbătoare, de vindecare, la momentul în care puteți să vă trăiți restul vieții voastre fără această problemă de sănătate. Pe partea de afaceri, bani și carieră avem aici 6-le de bâte, cartea victoriei. Vă întoarceți de la război victorioși. Hai să vedem cum puteți să obțineți această victorie pe partea de afaceri, bani și carieră în această zi de sâmbătă. Da, fiind o zi de sâmbătă, să vedem la ce se referă această victorie în situația voastră financiară. 2-ul de monede, cavalerul de monede, 4 de monede. Aici această victorie vine prin faptul că nu veți mai fi nevoiți să jonglați între aceste două lucruri, fie că e vorba de două proiecte, de doi șefi, de două companii, de două afaceri, de două locuri de muncă care v-au cam lăsat fără energie și o să ieșiți victorioși pentru că într-un final una dintre cele două opțiuni, fie că e vorba de două locuri de muncă, două proiecte sau doi șefi, două persoane de autoritate, aici devine suficient de puternică, suficient de stabilă încât să vă ofere stabilitatea financiară și să puteți să renunțați la celălalt loc de muncă, la cealaltă activitate care vă consuma foarte mult din timp și din resursele voastre fizice, emoționale și mentale. Aici, pentru că o să fiți capabili să vă concentrați asupra unei singure direcții, o să puteți să depuneți tot efortul în acest proiect, în această carieră, pentru a mulțumi cerințele acestui șef. Și aici, cu 4 de monede, vedem că o să obțineți stabilitatea financiară pe care vă doriți. O să ieșiți victorioși, dar mare atenție că toată această situație este una care necesită foarte multă muncă, foarte mult efort din partea voastră. Aici cavalerul de monede înțelege la ce s-a înhămat și e dispus să depună acest efort pe termen lung, susținut zi de zi, ca să obțină stabilitatea financiară pe care și-o dorește. Partea pozitivă este că aici energia voastră nu o să mai fie împărțită în două direcții, în două zone, ci o să puteți să vă canalizați toată atenția pe ceea ce contează și pe ceea ce o să dea și rezultate pentru voi. Și înainte să finalizăm această etalare, vreau să vă scot și un card de înțelepciune, un mesaj suplimentar de la aceste cărți oracol pentru această zi de sâmbătă. Hai să vedem.
Mesajul este următorul. Sunt în pace. Mă relaxez și mă bucur de viață. Știu că orice lucru pe care trebuie să-l cunosc îmi este dezvăluit la momentul și locul potrivit. Un mesaj foarte frumos pentru această zi de sâmbătă. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final. Ne vedem și mâine. Pa, pa!